Putem să îi cerem schimbarea lui Rădoi pentru că ne arată care este realitatea fotbalului românesc. Pentru că prin ceea ce propune el acum, prin fotbalul pe care îl propune el, prin modul de lucru, se aliniază marilor antrenori. Adică dacă ar veni Guardiola mâine la echipa națională, el ar vorbi despre aceleași principii, s-ar comporta la fel, ar avea aceeași relație cu presa, ar avea aceeași relație cu jucători. Diferența între unde antrenează Guardiola o face calitatea jucătorului. Calitatea jucătorului? Da, calitatea jucătorului, cu siguranță. Deci tu îl susții pe Mirel Rădoi? Până în pânzele albe. Deci eu cred enorm în Mirel. Nu doar că am fost colegi, că suntem apropiați, dar îmi place enorm ceea ce propune el. Felul în care interacționează cu jucătorii. Cum îi responsabilizează. Responsabilitatea pe care și-o ia el. Asumarea aceasta, pentru că să fim deschiși, serioși. El și-a asumat această poziție în care a venit. Da? Să joace un baraj cu Islanda, care atunci când a semnat contractul, Islanda era favorită, deci era greu să ne gândim că vom trece de Islanda. Ne-a dat speranțe după primele două meciuri, unde a propus echipei naționale și jucătorilor a reușit să-i convingă să aibă un anumit entuziasm. S-a văzut o diferență, chiar vorbeam și în emisiunile precedente, că în primele două meciuri s-a văzut un alt stil, o altă abordare ofensivă. Să simțim, uitându-ne la televizor, că ne place ceea ce vedem. Cu ceilalți selecționeri, și nu vreau să dau nume să jignim pe cineva, parcă ne era frică și când luam două, ne era frică să atacăm să nu luăm trei. Lasă că mai bine, că am luat două să ne facem drept, parcă așa jucam. Acum cu Rădoi, în primele două partide, chiar părea că putem să facem ceva. Când a apărut miză însă, mi se pare că au clacat jucătorii. Sau a clacat el, a fost mai conservator, poate a fost frică în meciurile cu miză. Păi, conservator nu, pentru că a avut aceeași abordare, același stil ofensiv. Însă au fost, ați văzut, am jucat cu Islanda, o echipă care s-a apărat foarte bine, perfect. Da. Pe un sistem foarte bine pus la punct. O echipă care joacă de ani de zile acest sistem, dar și împreună. Care au avut timp să pregătească acest sistem. Mirel a avut puțin timp la dispoziție. Da, facem comparație cu Under 21. La Under 21, Mirel măcar a avut un cantonament, a avut timp într-un cantonament să pregătească. Deși este o diferență de nivel între tineret și echipa mare, nici asta nu trebuie să ignorăm. La echipa mare... Și Mutu și culmea au sărit toți din fotbal în cap, că de ce vorbește înainte să fie selecționat. Mutu a spus că diferența între tineret și senior este imensă, că nu se poate compara. Și se pare că cam așa este. Bun, vreau să te întreb ceva, e o curiozitate personală, până să trecem la subiectul echipei naționale în detaliu. Spune-ne, te rog, cum se cântărește și se formează un tânăr la Academia lui Ajax. Ce pași se urmăresc și ce se face concret? Că presupun că sunt niște reguli clare pe care le urmează toți antrenorii de acolo. Ok, îți vine un copil, îți intră pe poartă și zice, mister, am venit să mă apuc de fotbal. Cât avem? Două ore la dispoziție? Trei? Să vorbim pe scurt, dacă poți, pe scurt. Nu, deci ceea ce spuneam și mai devreme, pe ce se pune accent în primul rând, pe dezvoltarea lui emoțională. Asta cum se face? Se discută foarte mult. Se discută pe jocuri, pe atenție, pe relația aceasta de parenting, da? Cu copilul. Nu se pune presiune pe el, e lăsat să se dezvolte natural, cu foarte puține ghidaje. Da? Accent mai mult pe plăcere decât pe orice altceva. Nu presiune de la 7 ani. Cu tot felul de experimentare a tuturor exercițiilor și situațiilor. Ulterior, deja intervine mai mult ghidaj cu o altfel de abordare mai prietenească, o responsabilizare. E întrebat jucătorul, tu ce părere ai? De mic copil? Da, de mic copil. E pus în situația în care el să aibă ceva de spus. Dar cu cât crește, când ajunge pe la 11-12 ani, deja în pauza meciului este întrebat cum crezi că joacă adversarul, unde crezi că este o breșă în apărarea lor, cam care este deci ca să-i forțeze cel mai bun jucător de la contribuție. Ei. În ce sistem crezi că joacă? Cum crezi că ar trebui să joace? Ce ar trebui să schimbăm noi? În momentul în care un jucător este pus în situația de a da un răspuns, trebuie să gândească. În momentul în care gândește, ceea ce spune
ar trebui să aibă cumva o traducere în teren. Dar toate aceste situații, tot scopul acestui lucru este de a juca cu sens în teren, nu doar de a juca din inerție, de a avea interpretare tactică la tot ceea ce face în teren. Da. De aceea, jucătorii mari, în momentul în care dau o pasă, ei deja au calculat 2-3 pase înainte, 2-3 mișcări înainte. Asta este ceva nativ instinctiv sau se poate pregăti? Nu, asta trebuie să se pregătească. Dar sunt jucători care au asta, nativ. Genialitatea aceasta, da. Nativă. Dar restul se educă. De aceea mergem la școală, ca să acumulăm cunoștințe. Corect. Așa este și în fotbal. Acumulezi cunoștințe fotbalistice. Dar pentru a putea profesa, trebuie să fii pus în situația asta, de a avea o părere despre fotbal. Pentru că altfel nu joci decât din instinct, iar din instinct nu merge la nivel înalt. Da. Bun, echipa națională. Spui că îl susții până în pânzele pe fostul tău coleg Mirel. Crezi că aș și greși pe undeva? Sau este efectiv vorba de limita jucătorilor pe care avem la dispoziție în momentul de față? Bine, dacă mă refer doar la jucători, nu e drept. Pentru că, așa cum am început această discuție, jucătorii noștri pot până la un anumit moment, după care e mai greu. Da, poate că avem prea mari așteptări, poate că vrem prea mult, poate credem că ar trebui să fim acolo unde nu merităm să fim. Tu crezi chestia asta? Că vrem prea mult, mai mult decât... E normal să vrem, dar nu știu dacă e justificat să vrem și să fim acolo unde vrem să fim. Înțelegi? Dar pe de altă parte, George, avem fotbaliști care joacă în campionate puternice, cum necum. Da, dar nu avem o echipă națională acum care să fie peste Islanda, care să fie peste Norvegia. Și asta ne-a fost demonstrat. Cred că vorb și îndesat. Deci nu meritam să câștigăm aceste două meciuri. În momentul de față nu avem o echipă națională care să ne dea așa încredere că poate să câștige cu un adversar de acest calibru. Nu știu dacă a fost o zi nefastă. Pentru că dacă mai jucăm cu Norvegia de încă 4-5 ori, nu știu dacă o să scoatem un egal. Deci avem nevoie de timp pentru a crea o echipă națională. Deci Mirel Rădoi are nevoie de timp pentru a crea ceea ce vrem noi de la echipa națională. Crezi că în aceste meciuri Mirel a și încercat cumva să analizeze jucătorii, să-i vadă cum se comportă în sânul echipei naționale și alte lucruri de genul acesta? Pentru că a apărut și această teorie, că momentan trece printr-o sită toți fotbaliștii. Da, pentru că altfel nu se explică aceste schimbări de la meci la meci, da. Sau chiar și în pauza meciului. Și atunci ai speranța că vei introduce jucători care să poată să-ți livreze ceea ce tu aștepți de la ei. Poate și cumva o foarte mare dezamăgire, ați văzut și după meci, a spus că nu poate să-și explice cum jucători de o certă valoare tehnică greșesc pase foarte simple. Și atunci, cu siguranță că și el a fost șocat de ceea ce s-a întâmplat în teren. Nu se aștepta la locul acesta. Și noi, de asemenea, am văzut pase la mijlocul terenului, pase simple, greșite de jucători care totuși au o anumită cotă. Pase care te-au expus și... Da, asta mi s-a părut și mie incredibil. No. Fotbaliști care, în mod normal, dacă ei la rece, nu greșesc niciodată pasele acelea. Dar în acel meci, probabil cu miză pentru ei, miză care apasă pe umerii lor, greșeau pase simple. Mă gândesc la Yanis Hagi, la Maxim. De ce să... Adică fotbaliști cu calitate foarte, foarte mare și totuși greșeau pase. Nu, să nu ne limităm la două persoane. Cred că toți mijlocașii noștri au greșit niște pase la mijlocul terenului în meciul cu Norvegia nepermise. Și bineînțeles că în acel moment ești deschis. Ai fundașii laterali sus, cum este acest sistem 4-3-3. O intercepție adversarului și o verticalizare către vârfurile de atac, deja ați văzut, orice minge pierdută acolo la mijlocul terenului era ocazie de gol pentru adversar, pentru că aveau niște vârfuri care îți puteau transforma orice acțiune în șut pe poartă. Și am observat ceva și poate ne explici tu de ce, atât Islanda cât și Norvegia joacă foarte simplu.
nu-i vezi să încerce să dribleze în jumătatea proprie, la jumătatea terenului. Pase scurte, două atingeri și când ajung aproape de careul nostru, să spunem că încearcă să scoată om din joc prin dribling. Mm-hmm. Noi însă ne precipităm la jumătatea terenului, pasăm pase scurte, eventual greșite, driblăm, ne învârtim. De ce aceste diferențe? Da. Craif zicea că așa, fotbalul e simplu, dar să joci un fotbal simplu e greu, este cel mai greu lucru posibil. Da, aceste două atingeri, care noi spunem simplu, asta este baza tehnicii, da? Dacă vorbim de tehnică. Așa. A prima preluare, primul control, da. Pentru mine ăla este un jucător tehnic, nu cel care face facă picurele, fente, scheme, pune mingea după cap, o întoarce, nu ăla. Cel care, în orice poziție ar fi, cu adversar în spate, primul control e orientat în direcția potrivită și îi permite să-și depășească adversarul. Da? Și să aibă cu burcă din preluare, dribling din preluare. Ați văzut, da? Deci ăla este un jucător tehnic, un jucător eficient. Nu cel care face foarte multe atingeri, întârzie jocul, dă impresia că are un control al balonului, însă nu este eficient. Deci la asta se referă. Da, noi spunem facem o grămadă de exerciții, da, la copii și juniori, însă nu punem accentul pe acest prim control. La Ajax, domnilor, se lucrează așa. Da. Se pune accentul chiar și la 17, și la 19, și la Under 21, da? Deci eu cu Matthijs de Ligt, cu Frankie de Jong, făceam la antrenament, la Under 21, la echipa a doua, pas preluare, control orientat. Da, simple, 15-20 de minute. Pentru că asta face diferența. Jucătorii mari, Pirlo, da, care a jucat, nu avea viteză, el trebuia să compenseze prin ceva. La el primul control era extraordinar. Deci prin asta spui că compensa. Da. Uite. Și pe orice poziție ai fi în teren. Că ești atacant, ați dat un exemplu mai devreme, da? Ați văzut controlul. Că ești mijlocaș, unde nu ai foarte mult spațiu, unde ești tot timpul sub presiune și din față și din spate, sau că ești fundaș și trebuie să accelerezi jocul, foarte important să ai un control, un prim control